Când eram copil, mereu mi-am dorit să supraviețuiesc în pădure pentru o noapte. Așa că astăzi am venit în pădure! Mamă, frate, ce e cool. Și prima regulă din acest challenge este că n-avem voie, oricât de frig ne-ar fi, să ne folosim de mașină. Hai să facem inventarul. O cazma, un târnăcop, un topor, un baros, un ciocan, un fierăstrău, un cuțit, un paten, niște cremene pentru a aprinde focul, o pernă, o pătură, niște carne de porc, niște sârmă și niște snacks-uri în cazul în care nu putem să gătim. Toate aceste lucruri ne vor ajuta pe noi astăzi, sper din tot sufletul, să supraviețuim. Avem 4 pași simpli pentru a putea să supraviețuim în pădure. Primul pas este să construim un adăpost, al doilea pas este să putem face focul, al treilea pas este să gătim mâncarea pe care am luat-o cu noi. Dar dacă nu o să putem să gătim mâncarea, să facem focul, nu va fi nicio problemă, că sunăm la delivery, bam bam, vine pizza, stați niște. Nu! Pentru că nu așa se supraviețuiește în pădure. Și aici intervine a doua regulă, nu avem voie să folosim telefonul mobil pentru 24 de ore. Iar al patrulea pas o să fie să rezistăm nopții, adică să dormim. Probabil mulți dintre voi credeți că acest challenge este fake încă, pentru că poate ați observat că am un cameraman cu mine. În spatele camerelor este Țicu, care ne va ajuta să filmăm acest vlog, dar el nu va participa în acest challenge de supraviețuire. Iar la lăsarea nopții, Tizu va pleca cu mașina mea, iar eu voi fi lăsat în pădure. La ora 8 apune soarele, avem 10 ore începând de acum încolo să construim adăpostul, să facem focul, să mâncăm și să supraviețuim. Let's go! Dacă primul pas este să construim un adăpost, mă, deja mi-e sete, nu sunt făcut să fac asta. Trebuie să găsim un teren pe care să putem să-l săpăm ușor, pentru că o să trebuie să facem vreo 4 gropi pentru a construi stâlpi. Adică gen să am 4 stâlpi așa puși în forma unui pătrat, pe care să-i împrejmuiesc cu folia mea de plastic pe care i-am, să pun o folie jos, o folie sus și cam ăsta cred că ar fi adăpostul. Tare rudă tot pământul ăsta. O să mă dezbrac pentru că o să facă din ce în ce mai frig, mai cald, mai frig, mai așa, și vreau ca corpul meu să se obișnuiască cu frigul, după care la venirea nopții să mă îmbrac. Mi s-a făcut sete să mă arăt, Alexandra. Gândiți-vă că sticla asta de 2 litri o să trebuiască să îmi ajungă toată ziua. Și în timp ce strângeam lemne pentru adăpost, am realizat că... e mai greu ca pe Minecraft. Am jucat mult în Minecraft și era așa ușor, zic, măi, apita că îmi dai o pădure, eu acum știu să supraviețuiesc. Da, hai că da. Aici facem adăpostul, nu-l mai facem acolo. O să mă folosesc de acești doi copaci, o să luăm folia pe care o avem, o să mai aduc eu niște lemne. Hai să ne apucăm de adăpost aici. Bă, să mă arăt, Alexandra, am mai găsit o creangă pe care n-am tăiat-o eu, așa am găsit o ruptă. Mă arăt, păi nici mai trebuie să mai ajung să mai tai eu lemne. Sunt tăiate deja. Mi le-a pregătit natura singur. Am pus lemnul ăsta cu Y, cum mi-am dat eu seama de o idee, l-am pus așa. Cu folia pe care o am și așa, asta ar fi intrarea în adăpost. Am tăiat niște sârmă. Hai să vedem cum naiba. Punem ăsta, să-l pun așa pe umăr. Mă, hai că sunt aproape deștept. O să vreau să-mi construiesc casă, dar până-mi construiesc casă, o să construiesc ăsta. Trânge tare cu toată puterea noastră. Ce ai, mă, Bear Grylls e minciună. Haide! Am luat și folia din inventar de pe Minecraft. Așa, gata, perfect. Hai să-i dăm și aici. Gata. Perfect. Hai să punem și ultima sârmă. Ok. Ah, nu mai pot, fraților. Efectiv, mi-am luat și asta pe mine pentru că deja e foarte, foarte frig afară. Hai să setăm și partea din spate. Trebuie să punem lateralele cu pătură, cu pernă și să ne apucăm să facem focul, pentru că nu mai pot de foame, vreau să mănânc și hai să vedem cum putem să gătim carne aici. N-avem ruletă, că suntem în sărbăticie, deci trebuie să măsurăm așa. Cam un pas de-al meu întins la maxim. Ok, totul se pupă conform planului. Așa. Ia să testăm o pată. Bă, am că nu e rău. E foame să mă arăgea că dar mai pot. Așa că acum mergem să strângem niște pietre, niște lemne uscate și să facem focul. Pă, frate, deci nu înțeleg. Dacă asta nu ne ia nouă foc, noi nu o să avem foc, o să-mi fie frig și nu o să putem nici să mâncăm, ești nebun? Deci uite-te și tu că nu ia foc. Yo! Nu mai pot, frate, nu mai pot! Mi-am făcut rană în deget. Izu a început să râde de mine și așa că l-am pus și pe el să-l la treabă, că... Deci dacă arde lui și nu mi-a ars mie, eu mor. Băi, a ars asta! Vino cu asta! Stai! Arde, bă, mamă, frate! Copii, nu încercați asta acasă, că e periculos. Bă, ce frumos arde, bă, frate! Bă, ce caută un viking într-o pădure? Ce caută un viking într-o pădure? Ce cauți tu?
într-o pădure. Bravo, bă, cel mai bun răspuns. Caut. Ce să gătesc carnea asta, că o pățim să moară de sână, dacă nu la ce ai prins-o? La Black Friday am prins-o. Ce să mai... Guys, vă dați seama că este o glumă. Dânsul este o mare, mare fan al vikingilor. Are costum full viking și este din orașul meu. Bă, sunt mânuri de ce am reușit să facem, ne-am chinuit. Am stat o zi întreagă în pădure. Am construit fort, sper să apreciați asta pentru un like. M-am ars! Bă, mereu mi-am dorit să fac asta când eram mic și uite că o fac acum când sunt mare, e nebun la cap. Bă, eu o să vă las că mai am și alte treburi. Mulțumim mult de tot pentru ajutor. Poftă bună. A, apropo, sunt turci pe aici? Da. Mai ieri nu știam să-mi fac o omletă și acum fac carne pe piatră în pădure. Și nu puteam să mănânc direct de pe foc, deci... Am făcut și o farfurie. Mă, abia aștept să mănânc, zici numai până de foame, mi-e foamea rău de tot pe timp. Ia să te iau o bucată de carne să vedem dacă a ieșit ceva. Bă, cât de bun sunt, bă. Uitați-vă și voi, fraților, am scăpat bucată de carne în jar, bă. Ia să scoatem o prima bucată de carne, că efectiv nu mai pot, am apă în gură. Și hai să mergem în adăpost să o mâncăm. Bă, cu mine nu mor de foame, mă, ești nebun. Să luăm prima bucată. Aoleu! Nu mai pot, o să mâncăm pentru prima dată astăzi. Bă, e bun de rău, e nebun. Mamă, mărime, e bun că e bun la el. Nu o să mai mănânc. Guys, ne-am băgat în adăpost. Să avem aici pernuța, avem aici totul. Nu știu că se vede. Dar scot aburi. Afară e foarte, 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 foarte frig. În acest moment nu sunt singur. Îl avem pe Țicu care e acolo, frumos. Telefonul tău e la mine. Cheia de la mașină. Așa, cheia de la mașină. Îți urez somn ușor. Mult succes. Bă, adu-mi toporul aproape. Țicule, nu. Fraților, să rămân singur în pădure. Bine, dar nu rămân singur. Eu mă simt safe pentru că vorbesc cu voi. Sper să nu se întâmple nimic, sper să fim bine. Să nu vină niciun fel de animal sălbatic, să mă trezesc cu un pormistreț în fața ochilor sau vreun urs, Doamne ferește. Chiar va fi destul de periculos, dar sper să apreciați această muncă și acest risc pe care mi-l asum. Guys, am auzit niște zgomote. Efectiv, m-a luat somnul, nu știu cât am dormit, o oră, două. Fraților, s-aude ceva să mor. Bă, s-auziți și voi sau eu doar în capul meu? Bă, dar nici nu văd nimic prin astea, ești nebun la cap. Uitați-vă ce se vede. Sper să rezist nopții, nu mai am nici lumină, nu mai am absolut nimic, deci nu mai pot, nu mai fac challenge-ul ăsta niciodată în viața mea. Urați-mi baftă. Ne vedem de dimineață. Bună dimineața. Mamă, frățioare, nu mai fac chestia asta în viața mea. Oh, mamă, frățioare, am împietrit aici și de frig, dar și de inconfortabilitatea asta. Oh. În sfârșit pot și eu să mă întind după... Wow. Am strâns pătura și perna pe care mi-am adus-o. Adăpostul l-am lăsat fix așa. Sper să nu-l strice nimeni și poate pe viitor să mai creăm niște vloguri de aici și să-i aducem anumite îmbunătățiri. Cine știe, poate o să mai facem ceva aici mai șmecher. Focul, din câte vedeți, l-am stins. Nu am făcut nimic rău. A fost o experiență foarte nasoală pe care nu vreau să o repet, dar mă bucur că am reușit să îmi depășesc limitele.